Bine ați venit! Așa. V-ați dat anghiți surprins sau nu? Sau nu înțelegeți și spăiesc test prin colo încoace, da? Evident că e un șaua de fugă, dar nu m-am gândit chiar la așa, dar... Am venit la, la vârstă, pentru că aveți vârsta de 25 de ani, da? Da. Două de 25. Nu, astăzi 25 aveți. Și am venit cu cele mai frumoase urări, cele mai frumoase cuvinte din partea celor mai dragi și scumpi oameni în sufletul dumneavoastră. Aici am o tortă, cum v-am spus, este cu vârsta dumneavoastră, este 25. Și o să vă-l mâniez pentru că mi-am dat de plin. Eu nu știu cum au fost acești ani dumneavoastră, dar tot ce s-a fost foarte greu. A fost și viața. Am trecut prin greutăți mult. Da. Ați trecut, dar sunteți fericiți pentru că acum aveți pentru ce trăi și pentru ce ați trăit, da? Vă rog frumos, această tortă este pentru dumneavoastră. Și o să vă întreb... Lăsă-l întorc invers. Hai, bădă, 50. 25. Ai, 25. Am spus că e foarte greu. Altfel. Așa. Și de la cine ai venit astăzi? Dacă v-am spus la cei mai dragi, cei mai dragi cine poate fi? Așa, soția, copii. Foarte corect. Este de la soția dumneavoastră, copiii dumneavoastră. Aveți nepoți? Și de la nepoții dumneavoastră, la cel micuț care face amiază acum. Ei vă iubesc, vă stimează, vă doresc mult sănătate. Vă mulțumesc pentru tot, pentru toți anii aceștia că ați fost lângă ei. Și vă... sunteți cel mai minunat și cel mai scump om și persoană. Vă doresc sănătate, vă doresc ca să împlinească și visurile care până când nu s-au realizat, dar se vor realiza și celelalte visuri. Și vă spun că sunteți cel mai drag și cel mai scump. Și domnul Victor, aici o să-i lăsați ceva frumos, pentru că ei toți așteaptă. Uitați-vă cum așteaptă ceva frumos de la soț și de la tătic. Eu vă mulțumesc din suflet pentru cadou oferit. Ca copii, fericire nu, dar nepoții sunt mai scumpi decât copiii. Da. Așa și drept, așa și corect. Și vouă vă mulțumim din suflet. Noi am făcut-o cu drag ca să vă vedem aceste emoții care se ascund unde acolo. Sunt emoții, să ascund câteva lacrimi acolo de fericire, pentru că într-adevăr este o surpriză frumoasă. Și aveți oameni dragi și eu cred că mai frumos nu poți fi cadou. Ca așa cadou să fie surpriză ușatarnă, nu m-am așteptat. La tot m-am așteptat, dar așa nu m-am așteptat. La mine tot vremea surpriză. Sănătate, vă dorim o zi frumoasă și fie că acești oameni care sunt astăzi în dumneavoastră.